Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre dragoste. Dragostea. Dragostea este de a purta mai întâi pe cineva în gândul tău, în sufletul tău, în inima ta, abia apoi despre a-l ține strâns în brațele tale. Dragostea e despre a cunoaște omul, despre a-l înțelege, despre a-l susține și a deveni o versiune mai bună a sa cu fiecare zi care trece. Dragostea este despre momentele când, de fapt, nu este neapărat iubire, despre momentele în care rutina zilnică te duce în punctul în care seara tot ce ai nevoie este de o îmbrățișare sinceră, un sărut pe frunte și siguranța faptului că cineva se luptă și își dorește ca tu să reușești. Dragostea. Dragostea este despre aceleași idealuri, despre energia avută atunci când vine vorba de a face lucruri pentru voi doi. Dragostea. Este despre cunoaștere înainte de toate. Dragostea înseamnă răbdare avută, priceperea în atinge delicat sufletul celuilalt, despre a avea capacitatea să stârnești acea emoție în interior pentru a iubi. Nu ai nevoie să cunoști mai întâi omul de lângă tine, ci să te cunoști pe tine însuși, să știi cu adevărat ce-ți dorești tu, să ai răbdare fără, eu știu, a spune minciuni, doar de dragul spectacolului, fără a simți ceea ce spui, să spui te iubești și să nu simți. E un lucru urât. Dragostea este despre a ridica pe cel de lângă tine, despre a fi sprijin, despre a oferi fără a aștepta nimic de la altcineva decât acel respect și prețuire. Dragostea este despre a construi pas cu pas. De fapt, dragostea, dragii mei, nu este deloc complicată. Dragostea reprezintă simplitate, este o asumare. Dragostea este sinceritate. Dragostea. Sunt acele brațe legate în jurul gâtului în fiecare seară. De fapt, acea încredere avută în momentul în care privești ochii celui de lângă tine și acea liniște avută atunci când simți că, având o lume împotriva ta, cineva o să rămână indiferent, absolut indiferent de problemele tale și să te apere și să fie acolo alături de tine. De multe ori într-o relație, dragostea devine o obișnuință. Dar întotdeauna este extrem de important să înțelegi că dacă e singur, nu este cazul să cobori standardele, doar ca să-ți găsești tu un partener de cuplu. Foarte mulți, deci spun, sunt singur, trebuie să-mi găsesc pe cineva, da? Nu. Trebuie să găsești persoana care este pe aceeași conexiune cu tine, care te înțelege, care o simți că va fi lângă tine în orice moment al vieții tale. Dacă e singur, întotdeauna vei găsi o mulțime de binevoitori ca să spună că ești prețioasă, că ar trebui să mai renunți la pretențiile tale, care sunt de fapt exagerate, dacă vrei să ai și tu o relație. Ei, nu e chiar așa. Da, cel puțin pentru mine. Eu zic să nu-i asculți când zic așa ceva. Dacă tu
Tu scobori standardele tale ca să ai o relație, poți să fii sigur că acea relație nu este cea potrivită pentru tine. Pentru că atunci va veni un moment în care tu vei constata că ai făcut o greșeală, greșeală enorm de mare, mulțumindu-te cu puțin. Ei, dragul meu, atunci când scobori standardele ca să ai o relație, află că vei permite să intre în inima și în viața ta niște oameni care, dacă ți-ai fi păstrat standardele tale de care erai convinsă, ar fi ieșit din discuție din prima etapă. Deci oameni care nu sunt potriviți pentru tine, care efectiv nu sunt la nivelul tău, care nu funcționează în felul în care tu funcționezi. Așadar, păstrați-vă standardele. Fii selectiv în privința oamenilor pe care îi primiți în viața voastră, așa că ar trebui să vă asigurați că veți ține aproape doar acei oameni care se potrivesc cu voi. Oamenii care își doresc cu adevărat să fie aproape, află că vor urca la nivelul vostru și nu vă va cere să vă coborâți la nivelul lor. Nu mai dați la schimb, eu știu, solitudinea. Și implicit, da, ăsta e cuvântul potrivit, libertatea. Libertatea voastră în schimbul unei relații cu un om care nu e potrivit pentru voi. Nu intrați într-o relație de cuplu în care nu ești tu sigură, sufletul tău nu spune că 100% este autentic, în care vă este limitată, fetelor, libertatea de a vă urma drumul vostru. Dacă voi, cei care aveți o relație de cuplu, unde sunteți o relație în care nu puteți fi 100% autentici și acolo în care simțiți că nu vă puteți spune sincer ceea ce aveți pe suflet, adică tot adevărul sau chiar, eu știu, este necesar câteodată să fiți furioși și, bineînțeles, vă simțiți jigniți atunci când partenerul spune ceva. Dacă partenerul vostru nu vă acceptă în totalitate, în toate adevărurile voastre, acel partener află că nu este calificat să te însoțească în etapa următoare a călătoriei tale în viață. Sigur, deci nu e potrivit pentru tine. Iar dacă uneori preferăm să păstrăm acel partener care ne deranjează așa puțin, da? Ne deranjează relația decât să parcurgeți călătoria vieții, veți bate pasul pe loc și niciodată nu veți ajunge niciodată la cel mai înalt potențial și sigur, nu îți vei mai urma drumul pe care tu l-ai visat în viața ta. Acesta a fost clipul despre dragoste și așa puțin relația între doi parteneri, fie prieten, fie soi, soție, cum am mai spus, deci într-o căsătorie, deci câteodată, deci devine acea obișnuință și, bineînțeles, câteodată dacă îl vezi pe cel din fața ta că este mai indiferent, mai morocănos, deci nu poți să spui adevărul, nu poți să-ți descarci sufletul în fața lui. Ok, dragii mei, vă mulțumesc frumos pentru vizionările de pe YouTube, vă mulțumesc din suflet și, bineînțeles, pentru mesajele voastre. Sunt nevoită să vă spun pentru că
Deși spun întotdeauna, deci la terminarea acestor, când termin clipul respectiv, spun unde mă găsiți. Ei, un domn m-a întrebat unde poate lua legătura cu mine. Deci înseamnă că nu a vizionat clipul până la sfârșit. Dragii mei, pe mine mă găsiți pe pagina mea de Facebook, Gabriela Elinca, pe canalul meu de YouTube, Gabriela Elinca Arond, Gabi Gabriela Viața, pe blogurile mele Viața, Reiki Usui, Terapii Spirituale și Inițieri, Mesaje Dincolo de Viață, apoi, bineînțeles, pe TikTok, Gabriela Elinca 812 și Gabriela Elinca 80. Îmi iau la revedere de la voi cu fraza mea. Dragii mei, vă transmit din suflet lumină și iubire. Pe curând, dragii mei!